Bună seara, doamnelor și domnilor, avem dezvăluiri explozive de la negocierile de astăzi din sufrageria Vioricăi Dăncilă. Ce a primit fostul premier ca să se retragă? Este un măcel total la vârful PSD. Aflăm în această seară ce capete cad, doamnelor și domnilor, șeful Sociopol și cel mai cunoscut analist politic, domnul Bogdan Chiriac, pe care vi-l primit zind în direct și în exclusivitate, venind în focul bătăliilor și negocierilor politice, vor comenta cifrele care practic îngroapă Partidul Social Democrat. Mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut, domnul Chiriac, și pentru că sunteți alături de noi, da, împreună cu domnul Chiriac. Bine echipat, fiindcă vremurile vor fi de așa natură în România în perioada. Vine Crivățul? A venit. A venit? Da. Hey, vă mulțumesc mult de tot și vă rog să vă faceți comod, apreciez foarte tare efortul pe care l-ați făcut împreună cu noi. Doamna Ecaterina Andronescu, unul dintre liderii marcanți și vechi ai Partidului Social Democrat. Mă rog, cât s-au mai purtat și liderii ăștia în partid, sărut mâna, doamnă. Mulțumesc frumos, mai dinar să spuneți asta. Eu am gură spurcată, doamnă, să știți că de obicei se întâmplă, nu mi-aș dori, dar asta e viața. Și Daniel Fenechiu, lider al Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Fenechiu, mulțumesc. Se va alătura și Mirel Palada, Rareș Bogdan va intra și el în direct alături de noi. Și nu în ultimul rând, domnul Ion Cristoiu este alături de noi. Salut pe domnul Cristoiu, bună seara, domnul Cristoiu. Salut, vă rog. Domnul Cristoiu, am niște știri de ultimă oră pentru dumneavoastră, pentru că în direct alături de noi este colega mea, Larisa Bernaschi, care ne spune ce șoc și groază este la vârful Partidului Social Democrat și cum partidul ajunge să aibă conducere colectivă mai ceva decât Partidul Muncitoresc Român odinioară. Bună seara, Larisa! Bună seara, Victor! Bun găsit tuturor! În această noapte putem spune că se împart funcțiile în Partidul Social Democrat și asta pentru că la această oră în biroul șefului Camerei Deputaților din Parlament au loc negocieri. Se strâng acolo lideri din teritoriu și la această oră sunt pe drum o parte din lideri, pentru că și foarte bine vin de departe, vin să-și negocieze funcțiile și să vadă cine va conduce partidul, pentru că cel mai probabil, inevitabil, se va produce mâine, adică Viorica Dăncilă va face un pas în spate, cel puțin asta i-a promis Viorica Dăncilă într-o discuție pe care a avut-o cu, atenție, Marcel Ciolacu, cel care a dat semnalul și cel care vrea să preia Partidul Social Democrat. Astăzi, la dânsa, acasă, a avut loc această discuție, o discuție în care Viorica Dăncilă i-ar fi transmis lui Marcel Ciolacu că va face mâine un pas în spate la Comitetul Executiv Național, însă a primit și două promisiuni din partea celor din PSD și anume faptul că se va regăsi pe listele pentru alegerile parlamentare de anul viitor, va deschide lista de la Senat din Telorman și în plus de asta își va prelua funcția de președinte a Organizației de Femei, funcție pe care știm foarte bine că dânsa a ocupat-o înainte să preia frâiele partidului. 5 luni de zile a rezistat Viorica Dăncilă în funcția partidului. Alegerile prezidențiale par că i-au pus sfârșit mandatului Viorica Dăncilă la șefia PSD, însă important cum vor să reformeze cei care rămân în urmă. Vrea Marcel Ciolacu să fie președinte interimar până la un congres, însă vrea să aibă alături de dânsul și 5 președinți executivi. Nicolae Bădălău, Paul Stănescu, Claudiu Manda sau Gabriela Firea sunt numele vehiculate pentru a prelua cele 5 funcții de președinte executiv. Rămâne de văzut cum vor face acest lucru din punct de vedere statutar, pentru că dacă Eugen Teodorovici, actualul președinte executiv, nu își dă demisia și rămâne pe post, din punct de vedere al statutului PSD, Eugen Teodorovici este cel care trebuie să rămână președinte interimar până în momentul în care va fi organizat un congres. Vorbesc și ei din PSD de un congres undeva fie chiar în luna decembrie, fie la începutul anului viitor, adică foarte repede. Rămâne de văzut cum își vor mai negocia în această seară, în această noapte lungă social-democrații funcțiile și cine va rămâne pe poziții până la finalul nopții și va prelua partidul începând de mâine. Larisa, o singură întrebare am la tine, dacă mă mai auzi. Te rog, da. Secretar general Gabi Oprea sau Marian Vanghelie? Secretar general, probabil că tot cineva din garda veche, însă tot scandalul a pornit după ce au apărut acele imagini cu Gabriel Oprea. Sunt foarte mulți lideri nemulțumiți de apariția lui Gabriel Oprea și au cerut demisia. De exemplu, organizația de Bihor are mandat să ceară demisia Viorica Dăncilă tocmai după apariția lui Gabriel Oprea. Apariția lui Marian Vanghelie i-a supărat mai mult pe cei de la PSD București, trebuie să spun acest lucru, și asta pentru că s-a vehiculat că Marian Vanghelie ar putea să preia organizația de București, organizație condusă de Gabriela Firea în acest moment și nu pare să fie primit, însă pot să spun, iată, în exclusivitate, că am discutat cu Marian Vanghelie zilele trecute și se spunea că în acest moment i s-a cerut să revină în partid, însă dânsul conduce un alt partid politic, știu că și-a înființat
un partid și că deocamdată cel puțin nu are de gând să-și părăsească partidul. Îți spun un secret, și eu am discutat cu Maria Vanghelie și vom avea și o reacție a domniei sale cu privire la apariția fotografiilor în sediu Partidului Social Democrat. Îți mulțumesc mult, Larisa, pe măsură ce se întâmplă lucruri. Sper să fim în continuare în direct și online și nu numai. Domnul Cristoiu, s-a făcut reformă, s-a rezolvat cazul. Iertați-mă un pic, am o reacție de ultimă oră. Domnul Buzatu, unul dintre liderii vechi ai Partidului Social Democrat, se pare că e exclus la afacerea asta de împărțirea dregătorilor. A reacționat și n-a reacționat deloc plăcut pentru noua conducere, nu știu cât de legitimă. Să ascultăm pe domnul Buzatu. Dacă a dat o lovitură, nu știu cum să o calific, lovitură de partid sau... Că nu e de stat lovitura aceasta. Și eu cred că trebuie să ne calmăm cu toții. Întotdeauna, în momentele, spune-o, neplăcute ale pierderii alegerilor, într-un partid sunt frământări, e o situație de criză, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem rațiunea, să ne aruncăm tot felul de calități, de salvatori, sau nu e nimeni la dispoziția celuilalt. Toate știrile astea sunt, cum să spun, este lucruri confecționate în momentul ăsta pentru că nu a avut loc nicio întâlnire statutară a structurii decizionale care să pună problema viitorului partidului, viitorului președintelui partidului care a candidat. Sigur că este o problemă, dar eu nu cred că în felul acesta se poate rezolva. Și dacă cineva dorește să o rezolve în felul acesta, eu cred că el deja a încălcat niște reguli statutare, acele de a discuta toate lucrurile acestea care ne privesc pe toți, nu în întâlniri gen 5, 6, 7 oameni, ci în structuri consacrate. Salut și pe bine, Palada, bună seara, domnul Palada. Domnul Cristoiu, ați văzut cum se face reforma în PSD? Pleacă unul, vin 5, se face un congres la o dată ulterioară și după aia mai vedem. Nu, de câte am înțeles și întrebați-o pe doamna Ecaterina Dunescu, dânsa e membră a CPX-ului ăsta? Nu sunt, nu. Nu e, va răspunde dânsa. Păi nu, pentru că este o problemă, înțeleg că mâine are loc, e prima ședință a unui organism statutar, de acord? De acord. Comitetul executiv național. Păi și atunci de ce se mai întrunește dacă ei au decis în noaptea asta în afara comitetului? Așa zic eu. Păi mâine se oficializează. Și atunci, glumiți, adică cum, adică, deci e un par bun, dar în primul rând, după părerea mea, sunt de acord, primul, doamna Dăncilă trebuia să demisioneze aseară și ar fi fost o lovitură extraordinară de imagine a partidului. Adică și a ei... Și a dunii sale, da. Bun, n-a fost asta, bun. N-a fost nici măcar acea bătălie prin boscheți care era tipică PSD-ului și era interesantă că până la urmă, din câte știți și noastră, dintr-o bătălie, dintr-o grupare, iese cel mai tare la pistol. În cazul de față nici nu s-a tras cu pistolul, să spui că a împins domnul Ciutacu, domnul Ciolacu, uite că m-a pomeniți. Doamne, e a treia oară când am. A apărut în istoria politicii românești din toate timpurile, era să zic că de la Bălcescu încoace, o nouă formulă, demisia, cum spunea dumneavoastră, cu compensate, demisia cu mișorul, cum e? Da, e un soi de plată compensatorie, ca la mineri, când s-au închis minele din Valea Jiului, da. L-au luat între 12 și 60 de salarii. Doamna Dăncilă, văd că și-a luat în avans o funcție de deputat, șefia Partidului Social Democrat, aripa femeiască, și în general ce mai fi negociat ei între ei. Adică e primul președinte de partid pe care să-l aud că pleacă cu plăți compensatorii. Corect, da. Deci, normal era. Sigur că doamna Dăncilă trebuia să demisioneze. Evident. Toată conducerea trebuie să demisioneze, pentru că nu e vorba numai de o candidată și de o președinte. Și așa e în viață. Ai pierdut, demisionezi. Dar normal era ca acest lucru să se întâmple oficial mâine la acel organism statutar. Adică, doamna, să-i se ceară. Să-i se ceară de toți aia de acolo, oficial și cu argumente, doamne, Dăncilă, demisia, și dacă refuza, ei să plece toți din sală, să o lase singură. Dar ideea că s-a hotărât, i s-a promis ceva. Nu, eu nu înțeleg. Deci, după părerea mea, dacă vreți așa, nu exista moment mai compromițător pentru PSD decât acest.
Pentru că, dacă ați observat, PSD-ul a trecut de la faza Liviu Dragnea înfricoșătorul, da, și PSD înfricoșător, a trecut prin doamna Dăncilă, n-are niciun rost să mai povestesc cum spunea, și acum a ajuns în faza hazlie, pentru că să te duci acasă la președinte să spui, îți dau funcția asta dacă demisionezi, ea a zis, bine mă, dacă ea se răzgândește, v-ați gândit? Da, întrebarea mea e alta, domnul Cristoiu, și cum au făcut să s-au înțeles, era să zic ca bărbații, dar nu merge, că e bărbat cu femeie, s-au înțeles așa printr-o strângere de inimă sau au semnat în prezența unui notar înțelegere? Și cum a decurs negocierile, că e foarte interesant, adică a zis, doamna Dăncilă, doară și atâta, președinte, nu știu cum îți spune, trebuie să demisionați. Și a zis, nu demisionați. Bine, ce vreți în schimbul demisie? Păi vreau o vilă pe coasta de Azur. N-avem. Bine. Șefia organizației de femei. Ok. Dar eu trăiam cu iluzia democratică potrivit căreia șefia și la organizația de femei să alege în vot. Corect, da. Deci, din punctul acesta, repet, uitați-vă la imagini, uitați-vă la tot ce se spune acum despre PSD. Nu, repet, dacă se băteau, era mai interesant. Dom'le, într-adevăr, dar această chestie cu negocierea, și repet, nu avem garanția că mâine se respectă de către doamna Dăncilă, decât numai dacă o fi scris. Și dacă e scris, ea poate să respingă. Refuze, nu-i așa? Păi, dar normal, poți să refuze organizația județeană Telorman, să o pună în capul listei, poți să refuze organizația de femei, foarte multe lucruri, sau poți să refuze doamna Dăncilă. Dacă îmi permite. Și mâine, iertați-mă, mâine ședința aia de CPX va fi așa, va veni domnul Ciolacu și Ciolacu îi va spune, doamna, va citi un text. Doamna demisionată, în locul ei e cu tare, vicepreședinte e cu tare, portare cu tare, plecăm acasă, da? Am înțeles, dați un pic, întâi se stabilește echipa de 5, dar îi mai încurcă și Orlando, da, că pe ăla trebuie să-l gonească cu forța, că el nu e în echipa de 5, dar el e executiv, statutar, da, vorbind, da, Orlando, da, e pe, da, funcție. Da, 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 da. Eu, domnul Ciotacu, am o propunere. Vă rog. Să se adreseze celor care știm noi, că ei rezolvă totul, nu-i așa? În pădure, acolo unde sunt lupii? Da. Dar de care, depinde la care, da, sunt unde să meargă. Păi știți cum e, că e în pădure pe stânga și e în pădure pe dreapta, acum depinde care dintre ei ori fi hotărât, nu se știe niciodată. Domnul Paladar avea, ca un fiind cunoscător, niște mici observații. Vă rog, domnule Paladar. Îmi cer scuze că s-a rândul și că mă vorbesc în locul doamnei Caterina Andronescu, dânsa fiind din partid, eu nefiind. Vei vorbi în completarea, doamne. Dar voi vorbi în completarea domnului Cristoiu, în primul rând. Ideea este următoarea. Istoric vorbind, PSD-ul are un obicei foarte prost să-și omoare oamenii. Da. L-am avut pe... și afară din partid. Exact. Problema este următoarea. L-am avut pe Năstase, care a fost omorât și au pierdut astfel o resursă umană prețioasă. Pe urmă l-a omorât pe Joana, duceți-vă aminte că și el și-a făcut un partiduleț care până la urmă s-a pierdut în negura istoriei. Da. Joana, așa cum era el, cum îl categoriseră unii, era o resursă umană decentă în partid, a ajuns să fie dacă secretarul... Dacă ea de la NATO l-au găsit, de ce la vorba din gură. Deci, dacă ea de la NATO l-au acceptat ca fiind secretar general adjunct, înseamnă că putea să facă ceva și aici. Părerea mea este că PSD-ul... Mirele, iartă-mă, ai uitat în enumerarea ceva. L-am uitat pe Ponta. Inclusiv pe Ponta l-au dat afară. Da, 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 l-am uitat pe Ponta și nu l-am uitat pe Ponta. De la principii, da. Ideea e următoarea, fii atent. Tu ai o bucată de lemn, de brânză, de ce vrei tu, o resursă, din care, după fiecare asemenea problemă, începi și mai tai o bucată, mai tai o bucată. Cred că PSD-ul și-a dat seama că e mult mai bine să aibă o discuție, o revoluție de catifea, decât una cu sânge. E clar că toată lumea vrea sânge. Domnul Cristoiu vrea sânge, domnul Iohannis vrea sânge, toți TFL-ii vor sânge de la PSD. Și atunci probabil că PSD-ul a zis, bă, poate mai bine să nu fie sânge și să ajungem să fim și noi niște oameni normali la cap. Așa. Și să avem regula aia cu ia ceasul de aur, du-te parlamentar, ai fost o persoană care, de bine de rău, ai fost președintele partidului. Nu poți măcar să mimezi aparența unei democrații. Hai să-ți explic cum e cu... Să-ți întâlnesc 10 băieți Victor, în birou și Victor, sunt de acord, voi total de acord cu tine. Șef și noi 5 facem bani. Nu, fii atent. Aia nu mai e. Dar nu, asta nu e mimare de democrație, pentru că partidul în mod formal spune așa. Între congrese hotărăște cexul. Nu hotărăsc toți membrii partidului, ci aia care sunt în cex. Deci va fi o chestie statutară. Are câteva zeci de persoane, 70 și ceva. Alea zeci de persoane. La Ciolacu cu un birou nu căpură decât 10 azi. Vedem mâine ce se întâmplă. E prima dată când într-un partid au loc niște discuții preliminare care pe urmă să fie concretizate. Ia spune și mie, te rog frumos, cum a fost făcut guvernul lui Orban?
Guvernul Orban nu a fost făcut întâi în niște camere pline de fum în care băieții au stat și au negociat, ca așa în politică. Se negociază și este o artă a compromisului. Acum am avut de-a face cu ce se întâmplă în politică. O negociere și o artă a compromisului. Ține-te un pic. Domnul Cristoiu, v-a convins domnul Palada? Nu, în primul rând că m-a acuzat pe mine pe nedrept că eu vreau sânt. Eu nu vreau nimic. Păi a zis că vreți bătaie în PSD, că ar fi mai bine să fie bătaie în PSD. Nu, și a doua precizare este următoarea. Domnul Claus Iohannis nu vrea să rămână Viorica Dăncilă, pentru că lui convine un PSD din ăsta ca Uniunea Sovietică înainte de destrămare. Adică unul care, pentru că până la urmă, domnul Palada, din împușcături se naște progresul. Corect. Adică, în sensul ăsta am zis, vreau o confruntare acolo, nu sânge o confruntare și neapărat să bat. Dar e ca la gladiator, domnul Cristoiu, că ea până la urmă, care rămânea ultimul în viață, își câștiga și libertatea. Nu? Și în loc să fie 10, rămânea doar unul. Dar dumneavoastră credeți că ăștia își doresc să fie liber? Vă întreb așa, ca între noi. Pe mine mă întrebați? Da. Deci, eu dacă... Nu știți care e problema aici? Nu e faptul că ei schimbă și asta. Este faptul că nici hotărârea de a o schimba pe doamna Dăncilă nu este urmarea unui audit măcar de o zi. Deci eu la ora actuală, sigur în afară de domnul Palada, care este sociolog sau poate deja sociolog, eu nu știu ce s-a întâmplat. De exemplu, sunt 10 întrebări, eșecul de acum, el e al partidului după 7 ani sau e al partidului din perioada Dăncilă? E de vină Dăncilă că nu era bună candidată sau e de vină tot partidul? Sunt foarte multe baronii locali care au pierdut. Deci Vrancea a pierdut acolo, a câștigat Iohannis pentru că Vrancea nu-l mai vrea pe Oprișan sau pentru că Oprișan a boicotat sau pentru că Vrancea îl iubește pe Iohannis. E foarte important. Noi nu avem la ora actuală o minimă dezbatere în PSD și în presă, ce s-a întâmplat? Aceeași întrebare și la Vaslui. Și uitați-vă cât de vocal este liderul de la Vaslui, care a obținut unul din rezultatele cele mai slabe. Mirele, țin să te anunț că viitorul lider suprem al partidului și șef al doamnei Andronescu, pe care de costă, țin să știu că sună blasfem. La Buzău? Da. Domnul Ciolacu a luat bătaie la Buzău. Da. Apropo de că, băi, normal, că Buzatul e cu gura mare, că la șer bătaie, că m-a luat și Ciolacu. Adică... Cu excepția 5 județe, PSD-ul a luat, mâncare, a luat exact. Bătaie peste tot, ca bătaie peste tot. Vom discuta pe tema asta și chiar pe cifre. Uite, și mergem la doamna Andronescu. Doamna Andronescu, eu am apreciat ce a spus domnul Palada, că partidul măcar să nu-și mai gonească resursa umană. Ce bine ar fi fost cum ăsta se în partid. Apropo de resursa umană, și vorbeam că eu m-am apucat de scris și de vorbit despre partidul ăsta când președintele partidului se numea Oliviu German, era profesor universitar și autor de cărți, după care învățam noi pe la școală. Universitar de fizică. Cu toată dragoste, după un sfert de secol, să ajung să mă închin politic vorbind la domnul Ciolacu, mi se pare un ușor regres pentru partid. Nu mic, dar ușor, așa. Știți, dacă este adevărat, că eu n-am informația aceasta, am citit-o și eu în presă, am auzit-o. De cât sunteți în partidul ăsta? Din 96. Deci doamna Andronescu e membru de partid din 96 și află de la mine că Ciolacu o să-i fie șef. Ce impresie îmi face mie că pur și simplu e o bătălie pe un cadavru? Ceea ce este absolut înfiorător. Dumneavoastră ați cerut demisia doamnei Dăncilă. Ați fost unul dintre liderii care s-au pronunțat public pentru necesitatea demisiei doamnei Dăncilă. Când pierzi alegerile, este instituția demisiei și este corectă. Dar de aici și până a încerca să aducem niște lideri în partid aranjați pe sub masă sau la colț de masă, mie mi se pare că asta este inacceptabil. Avem un birou executiv ales, legitim, cu președinte executiv, cu vicepreședinți, avem un CEX... Cu secretar general? Cu secretar general. Avem un CEX care are lider de județe, da? Au obligația să convoace cât se poate de repede un congres, în așa fel încât să avem o conducere legitimă. Dacă se poate să fie opțiunea oamenilor, nu prin voturi aranjate cu o seară înainte. Am o amărăciune și poate de asta oarecum... Vă înțeleg și nu, și mi se pare că... Domnul, simțiți-vă ca acasă, revărsați-vă, dacă vreți la mine, găsiți uși deschise întotdeauna. Domnilor și domnilor, una dintre personalitățile marcante, care, dacă mă întrebați pe mine, hai să o luăm pe scurtătură, ca să nu mai intru cu introduceri. Pe Viorica Dăncilă, dacă mă întrebați pe mine, nu pierde înfrângerea drastică din alegeri, cât faptul că a reușit să se afișeze și să-l relegitimeze pe legendarul general al izmenelor Gabriel Oprea, doamnelor și domnilor. Domnul Oprea, absolut întâmplător, a apărut într-o poziție extrem de bizară, parcă a venit Duhul Sfânt al lămpii
odată cu Moș Crăciun pe coș, a fost fotografiat în sediul Partidului Social Democrat. Inițial, toți au dat de număr cu surprindere, cu excepția lui Codrin Ștefănescu, care era fix în fața lui când i-a pozat pe amândoi, ca după aia să aflăm în gura doamnei Dăncilă că domnia sa a semnat un pact cu niște sindicate și că domnul Oprea, în calitate de sindicalist, capătă fără alegeri, cum remarcă și doamna Andronescu, funcția de vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Partidul ăsta nu e de vânzare, domnul Ciolacu. Asta mi se pare... Ciutacu, domnul. Domnul Ciutacu. Mi se pare de neiertat. Călcația președinte, domnul Ciutacu. Da, am așa, o călcătură de președinte. Nu, chiar nu se poate așa ceva. Eu aseară am aflat, eram într-un alt post de televiziune, că avem nu știu câți alți vicepreședinți, de care nici n-am auzit niciodată. Vicepreședinții nu sunt aleși de congres, domnul? Da, da, sunt aleși de congres. Că pe vremea dumneavoastră alegea congres. Unii sunt aleși de congres. Păi și cum unii? Dar scrie statutul partidului că pune șeful, că ăla-l face duce, pe ăla-l face baron și așa mai departe. Și uite, s-a invocat aproape pe nedrept, domnilor și domnilor, s-a atentat la pudoarea și la... nu știu cum să spun, la domnul Vanghelie. L-am contactat astăzi pe domnul Vanghelie să-l întreb ce a căutat aseară, deși n-a fost pozat în sediul Partidului Social Democrat, și domnul Vanghelie ne-a dat un răspuns la fel de frust pe cât îl cunoaștem. Haideți să-l ascultăm pe domnul Vanghelie. Ascultăm domnul Vanghelie și citesc ca din Dalai Lama. Fotografia este de acum o săptămână, nu de aseară. Aseară nu am fost acolo, am stat acasă. M-au rugat colegii de la București să-i ajut să le spun cum se facă. Am experiență destulă. M-a filmat și m-a fotografiat presa, dar abia astăzi s-a scos poza de la sertar. Nu știu pe cine deranjez, mie nu mi-e frică de nimeni. Pot să mă apuc să încep să vorbesc. Ce ziceți, domnul Cristoie, dacă s-apucă și domnul Vanghelie să vorbească? În legătură cu domnul Gabriel Oprea, eu am o părere mai bună decât dumneavoastră despre domnia sa, dar în politică vorbește imaginea. În cazul de față a fost o gafă cumplită a doamnei Viorica Dăncilă, deoarece asta mai lipsea PSD-ului. Adică după ce că a fost făcut martelat timp de un an în toate felurile, mai apărea și această timp. N-am înțeles, repet, dar eu aș propune doamnei Ecaterina Andronescu, dar am înțeles că nu se duce la... Eu aș, dacă se termină pâlciul ăsta, pentru că marea probun, să zicem că mâine seară vine nouă echipă interimară. Bun, ieși. Deci problema ar trebui încă o zi. Am această problemă și domnul Ciutacu, și domnul Palat acolo, noi jurnaliști, nu lasă că sunteți tineri, nu dezbatem după fiecare eveniment cum au fost alegerile astea, ce dracu s-a întâmplat? Nu înțeleg nimic, vorbesc serios. Sociologii nu spun de ce au venit, sigur că de ce au venit aia în număr mai mare. Eu am explicat. Am înțeles, numai nu așa spune. Trebuie să mai vină și alții senzanții și eu. Nu poate am înțeles. Poate nu mai sunt sociologi, s-au terminat. Da, dar nu, dar e foarte important. Deci e foarte important la PSD să înțelegem. Dacă PSD-ul, de exemplu, și-a terminat bazinul, cum sunt socialdemocrații din Germania. Adică s-a terminat bazinul electoral și trebuie să meargă către alții. De ce cum a fost posibilă demonizarea partidului? Poate că ar trebui ca noua conducere, că sigur va fi, să facă, uite, online, sunteți de acord, toți membrii PSD sau electoratul să trimită un răspuns la întrebarea de ce am pierdut noi alegerile. Nu știu, poate că nu pot să întreb, pentru că nu știu dacă a pierdut în mod fatal, în sensul că PSD-ul e la un sfârșit de ciclu istoric, după 7 ani, e din cauza celor 3 ani cu schimbări de miniștri sau pentru că pur și simplu e un partid vioi, vital, dar l-au lucrat alții. Domnul Cristoiu, nu știm cauzele eșecului, domnul Palata. Am făcut cercetări pe subiectul ăsta și vă spun eu. Unul din principalele motive pentru care PSD-ul s-a dus în cap în perioada asta a fost pentru că a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt. Dincolo de toate realizările... Domnul Cristoiu, iertați-mă că vă întreb, fac apel și la înțelegerea domnului Chiriac și a domnului Fenechiu, însă în PSD se întâmplă lucruri interesante. Ne-a contactat deputatul PSD de Telorman Valentin Boboc, care are și dânsul o părere cu privire la lăsarea moștenirea funcției de senator doamnei Dăncilă. Bună seara, domnul Boboc! Vă salut, să treci, bună seara! Alo! Vă ascult! Nu e vorba de o moștenire, e vorba de o decizie a organizației noastre,
doamna Dăncilă, doamna președinte a Partidului Social Democrat, este membră a organizației județene Telorman și noi vom fi cei care vom decide ce post va ocupa dânsa împreună cu dânsa. Nu cred că este o negociere pentru a părăsi postul de președinte să-i se ofere un post de Nu credeți senator. Sau nu știți, domnul Boboc, că domnul Ciolacu și cu doamna Dăncilă pare să fi înțeles peste capul dumneavoastră la tine? Nu e vorba de peste capul nostru, e vorba de a ne respecta ca organizație. Am ieșit a treia oară consecutiv pe primul loc. Cred că avem dreptul de a ne stabili noi cine sunt candidații și cine să ne reprezinte în Parlamentul Chiar, României. Dat fiind că ați ieșit a treia oară, spuneți, pe primul loc, aveți vreunul dintre reprezentanți în Consiliul de 5 care va conduce cu titlul interimar partidul? În mod normal ar trebui să facă parte 100% președintele organizației județene Telorman, ar trebui să facă parte din acest colectiv. Și l-a deranjat cineva cu vreun telefon? Poftim? L-a deranjat cineva cu vreun telefon să-l întrebe dacă își dorește? Deocamdată nu știu, nu sunt informat dacă s-a întâmplat acest lucru, dar cred că dacă va fi o viitoare conducere fără a fi prezent în această formulă și președintele organizației județului Telorman, ar fi nedrept. Pentru că acest om a demonstrat de 3 ori la rând că, indiferent de condițiile politice din țară, am reușit să fim mereu pe primul loc. Fiindcă viața e nedrept, o să fii cinic cu dumneavoastră. Vă bagă pe gât și pe Viorica Dăncilă înapoi și nici nu o să aveți reprezentant în conducerea de 5 centrale. Nu e vorba de băgat pe gât pe doamna Viorica, noi o dorim. Și noi am susținut-o din tot sufletul, nu ar fi o problemă și oricum dânsa va face în continuare parte din organizația noastră. Greșit ați interpretat dacă ne bagă pe gât. Noi ne dorim, ne-am întrit cu dânsa, am luptat pentru dânsa și... Doar că acum nu va întreba nimeni dacă o doriți înapoi, atâta tot. Dar nu e vorba de dorit înapoi. Important este că dânsa este... și la momentul de față membra a organizației județului Telorman. V-ați mai mâiat un pic față, dacă cu 2-3 minute, că nu părați foarte încântat, că nu vă întreabă nimeni de sănătate. Da? Bun, domnul Ciutacu. Da, domnul Cristoiu, puteți să intrați în dialog. Nu, am înțeles de la început, dumneavoastră nu i-ați înțeles, nu înțelegeți pe cei din provincie. Deloc. Dânsul a spus o chestie corectă. Nu e nevoie să fie o negociere cu doamna Dăncilă, că oricum ar fi o mândrie pentru o organizație să aibă parlamentare. Cu asta sunt și eu de acord. Mie nu mi s-a părut că sună așa, dar poate dăm o reche muzicală, vorba domnului Turcescu. Vă rog. Nu, asta am spus, asta v-am spus. Asta a spus, deci vă mândriți, dar să vă întrebe și pe dumneavoastră, dacă vă doriți, atâta tot. Dar nu trebuie să ne întrebe, pentru că ne dorim oricum. Corect, uite. Mulțumesc mult, domnul Boboc, o seară bună, vă urez. Domnul Chiriac, vâltoare la partid. În general, ăștia sunt degrabă vărsători de sânge, dar vorba domnului Cristoiu, parcă de data asta au făcut-o mai rapid, mai nestatutar, sigur, ajutându-i doamna Dăncilă, care n-a făcut gestul pe care putea să-l facă seara și să o scoată într-o oarecare. Este vorba și despre rezultatul votului. De acord. Ceea ce, mă rog, el n-a fost total imprevizibil, nu? Vă spun că au existat sondaje, au existat analize, au existat... Au existat sondaje? Omul ăsta, sondorul ăsta de serviciu, periculosul ăsta de palada, îmi spune de vreo jumătate de an de zile. Cam aceleași cifre. Cam de când a început de declinul domnului Dragnea, s-a dat cu drumul fără întoarcere, sau mă rog, cu întoarcere... 2-1. Și spune fiecare lună, și fiecare lună, și fiecare lună. Și vine fiecare lună seara aici. După aia mergem, fumăm o țigară și spune aceleași lucruri. Dom'le, încă o dată, uite, recunoști că ești mistreț? Ce e încunoștințată conducerea partidului de sondajele pe care le-ai făcut în această perioadă? Ar fi și culmea să nu fie. Că deci, avem deci nu știam doar noi doi. Sociopolul are contract cu PSD-ul, bineînțeles că știau. Ce ziceți, domnul Chiria? Păi, ce să spun? Și că... știați și când s-a stabilit candidatul la președinție? De unde? Știu de 2 ani de zile, știu de 1 an, știu de jumătate de an.
Și adevărul complet este că și dacă aveați alt candidat, era același lucru. Bun, deci da, nu, e, nu are rost să dați vina pe Dăncilă. Simplu, pe lângă doamna Dăncilă, știau și cei din jurul domniei sale, domnul Chiria, care a cui dau un cap. Cifrele astea. Deci, una peste cealaltă, doamna Dăncilă a fost votată în focul tutelar al Partidului Social Democrat. Da, și acum n-a mai fost votată să fie dată da, jos. Și atunci, că... cine trebuie să o înlocuiască? Așa. Nu același for. Înțeleg și eu, din surse, din toată dârdura care este începând de azi noapte în partid și în București, că funcția de președinte interimar va fi asumată de domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei de Deputaților. Asumată în baza a ce, domnul Chiriac? În baza hotărârii CEX. Păi, CEX o hotărăște mâine, eu o stabilit de azi. Păi, acum... O să stabilească mâine. Stați puțin. Mie n-ar fi prima dată și nici măcar nu e absurd lucrul ăsta. Ca negocierile să aibă loc și înaintea forului statutar. Da. Forumul statutar urmând să consfințească deciziile care, până la urmă, mâine seară se iau la ora 19. Dar faptul că sunt negocieri, apoi pe surse, că doamna Dăncilă va fi președinta organizației de femei, că va fi locul întâi... Dar acolo nu se votează? Păi, stați puțin. Tot sunt informații pe surse, nu rezultă că cineva a spus oficial că doamnei Dăncilă îi se oferă aceste funcții ca să facă... Victor, voi când începeți să faceți o emisiune, începeți să o faceți acum la 9, nu discutați de la 12... Nu, că de-aia vin ca nătărău după la 12. Despre asta e vorba, e o pregătire. E o... Deci e o pregătire în orice caz. Dar știi, la noi în emisiune nu se votează, nu decide... Cu cât partidul larg ce fac eu în seara asta? Păi discutați, realizatorul procurorului. Și rezolvă problemele mai repede, cu atât mai bine. Eu n-am spus că nu. Fiindcă în acest moment, în România, de sus până jos, este numai PNL-ul, eu de la PNL am învățat că nu e bine să se întâmple asta în România. Așa, da, domnul Iohannis însuși a învățat. Așa, ne-a spus că nu e bine ca și președintele, și guvernul, și parlamentul, și toate instituțiile să fie de aceeași culoare politică, cum e cazul acum. Că e monocolor de sus până jos. Am mai rămas primăria capitalei, dar e pe care de rezolvă. Nu o să mai rămână mult în ritmul ăsta, așa. Deci și nicio altă primărie din România în felul acesta, mai ales că primarii vor trece la PNL cu două luni înainte de locale, dacă lucrurile merg în acest ritm, mai să fim serioși. Și atunci mă gândesc că singura forță de opoziție conturată în acest moment este PSD-ul. Și simțiți dumneavoastră cu cât PSD-ul, un triumvirat format cu din cât Ciolacu, Tudose și Grideanu să va lupta cu pieptul dezgolit cu furia liberală, domnul Chiriac? Cu cât PSD-ul, cu cât PSD-ul își rezolvă problemele, nu știu, domnul Ciutac. Vă întreb, nu știu, îi bănuiți? Rezolvă problemele mai repede, cu atât pot sancționa erorile de guvernare care se anunță groase din partea guvernului PNL, să știți. De la domnul Câțu, cum s-a așezat în scaun, a dat una, a scos din buzunarele românilor nu știu câte milioane de euro că s-a scumpit. Era Orlando irresponsabil. Păi uite că n-a fost Orlando irresponsabil, a fost ăstălalt, așa? Și stai să vedem ce o mai fi în guvernul ăsta. Stați, că deocamdată știți că s-au împrumutat la dobândă mai mare decât comuniștii. Da. Și tocmai okay. Duc deficitul la 4,2. Deci, ce-mi spuneți dumneavoastră? Că domnule, ăștia se vor lupta cu pieptul de arama? Ăștia se luptă? Adică... Dom'le, e problema PSD-ului. Deci, până la urmă, PSD-ul cât a luat? Eu mai spun un lucru. Păi, PSD-ul n-a tras pentru candidatura doamnei Dăncilă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci eu nu înțeleg de ce a mai votat-o la Congres. Păi, doar ca să râdă de s-o facă de râs. De ce au mai votat? Hai să vă dau un tras. Și mai spun ceva. Ăia 33% care s-au dus nu sunt nici măcar voturile PSD-ului. Asta mă îngrijorează. Deci, sunt cei care nu l-au votat și nu l-au dorit pe față, pe Klaus Iohannis. Care nu l-au dorit militant. Militant. Nu l-au dorit pe Klaus Iohannis. Deci eu mă întreb unde a fost PSD-ul în aceste alegeri? Că n-a fost. Ok, și atunci este important acum să ne găsim șefi sau să facem o analiză, să vedem de 3 ani încoace de ce faceți, doamna ministru, mă așteptam să faceți analiza la europarlamentare. Păi, eu n-am înțeles, nu știu. Nu s-a făcut. Că au fost inexactitățile alea cu softul, cu comisia domnul parlamentară. După europarlamentare s-a decis, deci, dictatorul cu mustață e vinovat, s-a dus la pușcărie și gata. Cu două luni de zile înainte de europarlamentare, sondajele dădeau PSD-ul la 40% și în alegeri au luat 20%. De ce un partid care a mărit pensii, salarii, s-a adresat electoratului său, Bogdan, s-a prăbușit? Poate sondajele lui Pieleanu. Nu era așa. Cu două luni înainte, sondaje. PSD-ul deja era sub 30%.
Și atunci mai dau o veste, tot așa, breaking news în exclusivitate. În momentul de față, PSD-ul deja începe să-și revină. Și toată lumea care cântă prohodul PSD-ului acum nu-și dă seama că PSD-ul este pe reviniment. ALDE se duce în cap, Pro-România se duce în cap, PSD-ul începe să recupereze voturile. Asta e normal. De la ALDE și de la Pro-România și începe să se întoarcă spre 30, unde e 30-ul lui istoric. Te întreb eu ca sociolog, ție ți se pare, nu știu că... Și încă n-a început guvernarea. Triumviratul ăsta sau chinta aia de cetățeni care s-au autopropus și se auto-încurajează între ei să prea partidul, o să ducă mai departe. Hai să-ți spun eu altă întrebare. În 2009, Joana era vreun strălucit sau un mediocru? Și partidul tot la 30% era. Hai, zim sincer și cinstit. Am și o rugăminte. Spune ceva despre secretarul adjunct al NATO. Dat fiind vorbele grele pe care le-am adresat domnului Joan într-un anume moment sensibil al vieții noastre comune. Tu îi compari pe Joan și pe Ciolac? Hai pe bun. Și totuși, la vremea respectivă, Joana era un lider mediocru, iar PSD-ul avea 30%. Hai să spunem așa, un lider politic mediocru. Da. Fiindcă Joana nu e mediu. Auzi, da, facem comparația între Orban și Băsescu? Nu cumva toți liderii politici din România în momentul de față suferă de această cădere în mediocritate? Nu, toate schimbarea de generații. De această, aha, aha. Stați să mă duc, okay, stați, de auziți? Noi îl persecutăm pe omul ăsta care tocmai a preluat puterea și stă acolo și stă și se uită la noi și vină și agită ăștia. Deci are avantajul ca nu știu. Domnul Venechi, eu am o veste bună pentru dumneavoastră. Imediat vorbiți, dar mai durează 10 secunde până o faceți. Pentru că am o surpriză. Domnul Fenechiu, v-ați luat popcorn? Că mie mi se pare că nu trebuie să faceți ceva neapărat în perioada asta din punct de vedere politică. Să ocupă ei las de... Nu, președintele a spus aseară că cu siguranță va exista o mișcare pe zona de stânga și e firesc să existe. Dânsul știe pe surse. Nu știe pe surse, știe că e firesc să existe, pentru că nu există o țară care să fie toată de dreapta. Deci, indiferent ce și-ar dori cine și oricum, vor exista oameni care vor gândi pe stânga, zona de social-democrație, iar președintele a precizat foarte clar că problema lui a fost cu PSD-ul, referindu-se la leadership, în niciun caz cu votanții PSD, al căror președinte vrea să fie. Dar vă întreb, dumneavoastră trebuie să vă luptați, politic vorbind, în Parlament și în general, în toată epopeia asta post-electorală cu un partid care se autodecimează. Adică nu trebuie să-i dați dumneavoastră lovituri, că mai frumos dacă și le dă PSD-ul singur, nu reușești. Bine, poate că... Adică mi se pare că vă scuteți de un efort. Poate că la nivel imagistic, poate că la nivel de încredere, poate că la nivel de percepție, poate că la nivel de vot, lucrurile stau așa. Însă eu, ca lider al grupului parlamentar de la Senat, am niște calcule și văd că parlamentarii PSD sunt în continuare 68 în momentul de față. Mai sunt încă doi care votează cu ei, iar ce văd eu la televizor nu se materializează în votul din Senat. Deci eu lucrez cu o realitate pe care o am în Senat. Da? Care deci există. Lucrurile astea sunt lucruri. Care poate fi spulberată de anticipate sau poate fi amânat, sau mă rog, un deznodământ amânat, vreme de un an de zile până când vin alegerile alelalte, când e așa, 68 o să se transforme în ritmul ăsta în 32. Domnul Ciuta, cu României, care se uită la dumneavoastră la televizor, da, așteaptă să vadă ce se întâmplă mâine, ce se întâmplă poimâine, ce se întâmplă în decembrie, ce se întâmplă în ianuarie, da? Românii n-au răbdare un an de zile să aștepte ca noi să le spunem, știți, noi avem o mâncă, o grup mare de parlamentari PSD care nu ne lasă. O da? Să face, teoria asta a plângerii e o teorie care la român nu ține. Motiv pentru care acolo lucrurile trebuie abordate într-o manieră cât se poate de serioasă, iar din punctul meu de vedere vreau să vă spun că nu e preocuparea mea majoră ce se întâmplă în Partidul Social Democrat. Ei au problemele lor, trebuie să și le rezolve. Iertați-mă, în vreme ce la faptul noi... că adversarul nostru se slăbește din interior, nu ar trebui să vă întristeze. Nu mă întristează, nu mă deranjează, dar repet, eu nu văd în momentul de față în plan parlamentar această slăbire. Iar faptul că va fi Ciolacu sau va fi Tudose sau va fi Dăncilă, nu e chestiunea să de bază care să-mi facă mie să viața mai ușoară. Unui lider eu mâine am ședință de plen la ora 16 și știu foarte clar că grupul parlamentar PSD are 68 de parlamentari, da?
Adică jumătate din jumătate din Senat. Să nu fie unii plecați pe la cealaltă cu birou, aveți grijă. Nu, stați puțin. Eu vă spun de realități. Da. Dacă ele se vor schimba, vin la dumneavoastră poimâine sau asta și comentăm. Și vă spun domnul Ciolacu, domnul Ciudacu. Eu v-am zis domnul Ciudacu. Președintele PSD. Domnule, am citit astăzi pe două burtiere Ciutacu în loc de Ciolacu. Și de când am intrat în emisiunea asta, toată lumea zice Ciolacu. Deci să știi că mi-a schimbat părerea despre tine, da? Mă uit la tine că n-am președinte. Într-o emisiune spun, da, domnul Ciutacu, ați avut gura aurită. Ia uite, faceți bine că veniți în emisiunea asta, domnul Fenechiu, pentru că vă anunț pe dumneavoastră. Nu, cât sunt în Senat. Stați un pic, domnul Chiriac. Păi dacă v-am spus că 68 sunt jumătate, înseamnă că sunt 36 cu totul. Da, deci sunteți foarte aproape să aveți majoritatea. Suntem foarte aproape într-o formulă destul de eterogenă. Domnul Fenechiu, facem calculele în cea de-a doua oră a acestei emisii, pentru că am să vă dau o veste bună. Dumneavoastră care participați la emisiunea asta și celor care se uită, pentru că și aseară fatalitate. România TV a fost cea mai urmărită televiziune de știri din România. Peste 6 milioane de telespectatori au ales, fără să-i forțeze nimeni, să se informeze și să privească spectacolul alegerii președintelui la România TV. Hai să vedem câteva cifre pe scurt, să vă spună și domnul sociolog două vorbe. Nu data, dar dânsul s-a ocupat cu audiențele când era mai mic și cu contabilizare. Iar ne-am dorit mai mult victoria? Iar ne-am dorit mai mult victoria și am și obținut-o. Și rezultatele, Claus Iohannis, victorie zdrobitoare în fața lui Dăncilă. România TV a fost liderul absolut al televiziunilor de știri pe parcursul întregii zile de ieri. Votul liderilor politici, datele de prezență și rezultatele votului au înregistrat cea mai mare audiență la România TV. Cota de piață înregistrată de România TV a fost una record de peste 10%. Fidelitatea uriașă a telespectatorilor a menținut și ieri România TV pe primul loc în topul televiziunilor de știri. Acestea sunt datele oficiale de audiență la nivel național pe tot publicul din oraș și sate și nu manipulări care oferă date pe anumite categorii sociale de public. România TV nu își va trăda niciodată telespectatorii. Aici sunt știrile și invitații care fac diferența. Domnilor, dincolo de faptul că vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei, pentru că ați fost în număr atât de mare alături de noi, vreau să și cer scuze, pentru simplu motiv că n-am reușit să fim, și domnul Palada ne va spune cauzele, lider de audiență nici pe segmentul piticilor de grădină, nici pe segmentul femeilor cu barbă. Domnul Palada, ne luăm angajamentul că măcar la alegerile viitoare o rezolvăm și pe asta? Deci data viitoare să știi că o să rezolvăm și alpiniștii vegetarieni. Înțelegi? Pentru că se pare că toate celelalte televiziuni au fost lideri de piață pe alpiniștii vegetarieni, dar în rest... În esență fiecare cum s-a descurcat. Da. Noi am încercat să fim la nivel național. Pare că ne-a ieșit. Eu știam că alegerile se desfășoară în toată România. Da. Pare că am înțeles eu greșit, nu știu. Deci cum ar spune vestitul antrenor, ne-am dorit mai mult victoria s-a dovedit dincolo de glumă, s-a dovedit că produsul media și de cunoaștere pe care l-am oferit ieri a fost de departe cel mai atrăgător pentru întreaga Românie și dincolo de catastrofa sau marele succes politic, depinde de care parte ești, exact. Ieri pentru România TV și pentru Sociopol a fost un moment de profesionalism în care a fost și ratingul mare, au fost și sondajele bune, au fost și emisiunile expresive, așa încât vă mulțumesc și eu pentru... Ai putea și tu să-ți cer scuze că ți-au ieșit cifrele cu... Da, ar trebui să-mi cer scuze și să-mi pun cenușă în cap că am fost doar la un punct procentual diferență, noi am zis 67-33. Cât era marja de eroare în sondajul tău? Marja de eroare era 2,5, spre deosebire de alte institute de sondare care au zis că la 20.000 de cazuri au marjă de eroare tot 2,5%. Vă spun eu că e sub 1%, dar astea sunt detalii metodologice, complicat cu aritmetica. Însă concluzia este că am măsurat bine și a fost o emisiune bună și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Sunt onorat. Și ați picat și pe rezultate. Păi despre asta este vorba, de la 67 la 33, la 66, 34, doar un punct. Bine, eu cred că românii s-au uitat la sondajul tău și așa nu se voteze.